vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Începem cu domnul Одноставов, vă rog. В этом году, к сожалению, так получилось, что индексация пенсии идет в половину официальной, официальной инфляции. Поэтому было бы необходимо, правильно и корректно с нашей стороны, это выделить им единовременную помощь в размере 1000 леев. Инициатива антурнит 27 de voturi. În continuare, ofer cuvântul domnului Lebedinski. Solicităm audierea în plenul Parlamentului a ministrului apărării, domnul Anatoliu Satu, referitor la inițierea de intenția de a construi în apropiere municipiului Chișinău o bază militară modernă pentru dislocarea unităților militare, colocarea mijloacelor din bugetul de stat în condițiile austerității bugetului pentru anul curent. Inițiativa a întrunit 27 de voturi. Domnul Car, vă rog. Pe parcursul a 30 de ani de zile în municipiul Chișinău, unde există unitatea militară de pe stradă Vasile Lupu, mai mulți primari tot au permis, începând de la din 94 încoace până în prezent. Deci s-a permis construcția tot mai aproape și mai aproape de această unitate. Da? Practic și astăzi se construiesc, mai că nu în perimetru acestei unități militare, da? Care contravine tuturor normelor de securitate a acelei unități militare. Și asta este o decizie prin care trebuie să securizăm, așa, în corespundere cu normele, deci tehnice, în vederea construcției unei unități. Banii o să fie exact din resursele proprii, prin anumite schimbări destinației terenurilor și nu doar. În continuare, doamna German. Noi și ieri, în cadrul ședinței Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, l-am întrebat pe domnul Bogdan Țârdea, dar din păcate nu am primit un răspuns clar. De ce vreau să reiterez astăzi întrebarea aici în plen către președintele fracțiunii socialiștilor din Parlament, care a fost agenda și scopul vizitei de săptămâna trecută în Federația Rusă și, în general, ce au căutat la o masă împreună cu reprezentanții unui stat agresor. Nu vor să răspundă. Nu vor, dreptul lor. Nu, ei se sunt bine cu statul agresor, nu, ei se sunt bine, da. Lăsați-i acolo unde vor ei să fie cu statul agresor. Doamna Greceanu, vă rog. Vreau să vă aduc la cunoștință decizia fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din 12 aprilie. În această ședință de ieri, colegii mei au acceptat cu bună înțelegere demisia mea din funcție de președinte a fracțiunii și a fost ales un nou președinte a fracțiunii, care este domnul Vlad Bătrânci, vicepreședintele Parlamentului. Vă propun atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri. Prezintă doamna Lilia Dabija, ministra infrastructurii și dezvoltării regionale. Acordul permite agenților economici din Republica Moldova, dar și din Uniunea Europeană, să efectueze operațiuni de transport fără a deține autorizații de transport și se aplică provizoriu încă din data de 31 martie 2023. Susținut în lectura a doua de 80 de deputați. Microfonul domnului Chepțănaru, moment. Colega mea, Doina German, a avut o întrebare legitimă un pic mai devreme. Ea a întrebat colegii din fracțiunea BX ce au căutat la Moscova, de ce au mers să se întâlnească cu Edinaia Rosia. S-au dus pupicizma rușilor să-i asigure că ei mai pot fi folosiți în interesele Federației Ruse în Republica Moldova. Domnul Vac, vă rog. Lunatașca să-i răspund. Din fracțiunea FIS și PIS, pentru că noi am fost la un forum economic foarte important. Și asta economie, pentru dumneavoastră, nu vă duce nici mintea, nici capul, domnule Chepțănaru, habar nu aveți, pentru că nici nu vă interesează acest domeniu de la noi din țară. Noi putem să dăm dare de seamă cetățenilor Republicii Moldova, dar cu siguranță nu unui agent străin infiltrat aici în Parlamentul Republicii Moldova, care face doar colb, multă gălăjie și aduce mult miros urât în societate și în politicul moldovenesc. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră cu privire la garantarea depozitelor în bănci.
Lectura întâi prezintă doamna Olga Golban, secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Proiectul are ca scop îmbunătățirea cadrului legal existent în domeniul garantării depozitelor în bănci, cu alinierea la bunele practici internaționale, contribuind la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea achitării la timp a depozitelor garantate din băncile aflate în proces de lichidare silită și prin asigurarea resurselor necesare pentru rezoluția bancară. Stabilirea unui plafon de garantare, nivelul de acoperire, mai mare față de cel actual, care constituie 50.000 de lei. Plafonul se va majora în două etape și anume 100.000 de lei va constitui la data intrării în vigoare a legii și începând cu anul 2025, acesta va constitui 200.000 de lei. Susținut în prima lectură de 62 de deputați. Următorul proiect pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, prezintă domnul Alexandru Iacub, secretar general, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cât de mult noi nu ne-am dori ca acest război nemilos din statul vecin să se sfârșească și chiar dacă acesta s-ar sfârși în cel mai scurt timp, criza umanitară totuși își va ține amprenta în regiune pe o durată îndelungată. Acordarea de către Republica Moldova privilegiilor și imunităților în conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, la care Republica Moldova este parte, și recunoașterea statutului diplomatic al Comitetului Internațional al Crucii Roșii pe teritoriul țării noastre va contribui la sporirea capacităților instituționale și de intervenție imediată pe plan social în timp de criză, de remediere a consecințelor post-criză prin beneficierea de regim facilitat și prioritar de acces la asistență umanitară externă. Prima întrebare, domnul Reidman. По названию этого проекта де леджа мы говорим об положении, о статуте, привилегиях и иммунитете Комитету интернационала Кручи Роши и Молдова или репрезентанца Карева ал Комитету Аичи. Делегации с аккорда иммунитета респективно. Шаста и тот. Думаю, депутат, фасит он амендамент. Что так писать? Как там писать? Да. Ducă-să pipusti, zău, eu... Ducă-să pipusti săptămâna asta, Doamne, crucii de aur. Eu am rugat să fac un amendament. Domn președinte, ce faceți? Mai dați cu aghiazm acolo. Calm, calm, nu vă agitați tare. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Votat în lectura a doua de 72 de deputați. Următorul proiect pentru modificarea articolului 32, cu indicele 2 din legea viei și vinului, prezintă domnul Sergiu Gherciu, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și industriei alimentare. Oficiul Național a Viei și Vinului este o instituție publică cu misiunea de implementare a politicii statului în sectorul vitivinicol, ce activează pe principii de parteneriat public-privat. De la data fondării, în perioada anilor 2013-2023, producătorii din acest sector au contribuit financiar în fondul Viei și Vinului cu 173 de milioane de lei, ori de două ori mai mult decât alocațiile din partea bugetului public. În acest context, proiectul are ca scop crearea unui cadru legal într-o asigurare unei incluziuni mai mari din partea asociațiilor vitivinicole în procesul decizional al oficiului prin reducerea nivelului de intervenție ale autorităților publice și excluderea factorului politic în acest proces. Alt scop urmărit este cel de a asigura ca directorul oficiului, cu o susținere masivă din partea tuturor membrilor a asociațiilor. Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede reducerea numărului de reprezentanți a autorităților publice în Consiliul de Coordonare, selectarea directorului oficiului în baza deciziilor adunării generale ale asociațiilor care sunt reprezentanți în Consiliul de Coordonare. Domnul Mudreac, vă rog. Cauza principală a modificării acestei legi e modificarea supusă singurei persoane, alegere direct. Vreau să menționez că nu acesta este scopul prezentului act normativ. Scopul este din tocmai de a face cât mai inclusiv sectorul privat în gestionarea acestui fond. Votat în prima lectură de 61 de deputați. Următorul proiect, proiectul de lege privind Banca Biologică Umană, prezintă domnul doctor Adrian Belei. Biobanca
cu datele ei asociate, și anume informația reprezintă valoarea acestei biobănci, poate avea o importanță de sănătate publică, o importanță de, pentru elaborarea noilor politici de sănătate. Вот этот банк, банка биологика умана, она представляет из себя массивы данных или в том числе физический материал? În mod normal, o bancă biologică umană trebuie să aibă componenta de stocare a acelor biospecimene. Celule, fire de păr, structuri, orice. Deci și. Если это в том числе физический материал, и, ну, во-первых, весь этот банк, он как бы распространен между несколькими учреждениями, так я понимаю, и должен быть сведен в единый государственный банк. Институции публичные и приватные могут институи биобанч, и эти биобанч могут сайбы ентитати юридика сепарата, сау могут быть в кадру институции приватные сау публичные. Акум, ну, есть неапарат невое, как тоате datele să fie centralizate într-o singură biobancă. Următoarea întrebare, domnul Dunstalco. Вы зарегистрировали проект 29.07 летом прошлого года. Прошло 9 месяцев и нету авиза правительства. Комисия și autorii au răspuns pozitiv și cu înțelegere la solicitarea oficială a Ministerului Sănătății care solicită un timp suplimentar pentru a examina acest proiect de lege și să-și dea avizul. În prima lectură, susținut de 60 de deputați. Colegi, cu permisiunea dumneavoastră, anunțăm o pauză până mâine la ora 10. Dacă se acceptă, fracțiunea PAS este invitată la ședință. Vă mulțumesc. Numai PAS. Stimați colegi, bună dimineața! Vă rog să vă ocupați locurile și să conectați cartelele. Cuvântul cheie, cartelă. Colegi, avem o mică problemă. Se caută niște deputați. 7 la număr. Au semnat prezența în liste, dar nu și-au introdus cartelele. S-au uitat să vină în sala de plen. Săptămâna patimilor. Vine și cu vești bune. Și cu vești bune. Se face dreptate. Încet. Cu greu și păcătoșii, să mă exprim într-un limbaj a celor tari păcătoși, adică bandiți și hoți, iată, ajung să fie luați în seamă și de justiția din Republica Moldova. Cu greu, cu întârziere, dar hoții trebuie să ajungă la pușcării. Domnul Radu Marian. Într-adevăr, e o notație foarte bună, dar în acest context, noi știm că acest fugar a organizat în ultima perioadă niște pseudo-proteste, manifestat, plătit și a denaturat tot ce înseamnă protest democratic. Și în acest context eu vreau să aduc aminte apelul doamnei președinte de a invita toți cetățenii care susțin integrarea europeană la adunarea națională din 21 mai. Propun să începem cu audierea raportului de activitate pentru anul 2022 a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova. O invit la tribuna centrală pe doamna Liliana Vițu Eșanu, președinta a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova. Doar pentru abaterile de la articolul 13, care înseamnă asigurarea informării corecte, am aplicat 95 de sancțiuni, dintre care amenzi de 320.000 de lei. Membrii CEA au acordat o atenție sporită modului în care, în programele informative și analitice, a fost reflectată agresiunea militară armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și criza de securitate din regiune. Un grup de posturi de televiziune nu au asigurat informarea corectă, încălcând principiile bunei credințe, a imparțialității, a echilibrului de opinii, separării faptelor de opinii. În mod particular, acestea au prezentat într-o lumină extrem de negativă statul ucrainean, respectiv în lumină pozitivă conducerea rusă. Iar o parte din aceste posturi au omis pur și simplu să arate știri despre mersul războiului. Drept urmare, în legătură cu reflectarea agresiunii militare în Ucraina, CEA a aplicat 55 de sancțiuni, suma totală a amenzilor fiind de 213.000 de lei. Am făcut o analiză a rapoartelor anuale de activitate prezentate de furnizori,
care a scos la iveală o abordare formală a serviciilor media în ceea ce privește raportarea și asigurarea transparenței. De exemplu, 9 furnizori au refuzat să prezinte date privind sursele de finanțare, pe motiv că acesta ar fi secret comercial sau că informația ar fi confidențială. Doamna Caraman? Вы, как член комиссии по чрезвычайному положению, голосовали ли вы за отзыв лицензии у 6 каналов? Более того, на какую базу законную вы опирались, голосуя за это? Да, am votat în favoarea acelei decizii de suspendare. Domnul Păslariu, vă rog. S-a vehiculat intens ideea, precum că ar fi existat un tratament preferențial față de anumiți furnizori de servicii media, da, în detrimentul altora, și că ar exista sau că ar fi existat o discrepanță cantitativă și calitativă la nivelul sancțiunilor. Bunoare, se vorbește despre faptul că ați favoriza cumva furnizorul național public de televiziune. Deloc nu sunt întemeiate, absolut neîntemeiate și fără niciun suport factologic. Domnul Voronin? Așa, prin tăcere, dumneavoastră, toți împreună cu echipa, n-ați ajuns la concluzia că dumneavoastră împiedicați dezvoltarea democrației în Republica Moldova? Constat că actuala componență este prima care a început să își facă misiunea pe bune, conform spiritului legii. Dumneavoastră nu ați răspuns la întrebare, așa cum noi vă răspundem când erai jurnalistă simplă și îmi luai după mine să-ți răspund la întrebări. Așa și eu te trimitem mai departe. Așa că uspăcoi-se. Dacă mi-amintesc bine, am fost cu echipă de la BBC să realizăm un reportaj la Condreța și atunci, din câte țin minte, mi s-au deschis ușile vilei, nu mi s-au închis și nu am fost trimisă ca să operez cu un limbaj care nu cred că e un limbaj demn de Parlamentul Republicii Moldova. Domn președinte, degradare totală. Rog, inițiem procedura de vot. Susținut cu votul a 59 de deputați. Stimați colegi, propun să continuăm. Prezintă doamna Nicolaescu. Se ia act de încetarea calității de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Instituției Publice Compania Teleradio Moldova, a domnului Cristian Jardan, prin decizia numărul 13 al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, în baza cererii de demisie. Se declară vacanța unei funcții de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Instituției Publice Compania Teleradio Moldova. Susținut cu votul a 65 de deputați. Sănătate, ne vedem la... Când? A? Nu la anul! După Sfintele Sărbători. Sănătate! Mersi! Declar ședința închisă.